Bilanțul unui an de guvernare liberală a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă de către candidații PNL la alegerile parlamentare. Aceștia au spus că actualul guvern s-a axat pe limitarea efectelor crizei economice, precum și a răspândirii noului coronavirus. De asemenea, în plină pandemie au fost luate măsuri pentru ca românii să nu resimtă efectele economice declanșate la nivel mondial. Astfel a fost eliminată supraacciza la carburanți, iar România are în acest moment unul dintre cele mai mici prețuri la carburanți din Uniunea Europeană. Guvernul a eliminat supraimpozitarea contractelor de muncă part-time, taxele oneroase puse băncilor și companiilor din sectorul energetic sau din telecomunicații. Liberalii și-au prezentat bilanțul unui an de guvernare. Aceștia au susținut că măsurile economice luate au avut ca scop sprijinirea companiilor și angajaților afectați de criza economică provocată de pandemie. Guvernul Orban a reușit să sprijine angajatorii pentru a asigura salarii de 75% unui număr de peste 1 milion de români. Criza sanitară a exercitat o presiune uriașă pe buget și guvernul a avut două direcții principale. Pe de o parte, a avut o luptă permanentă cu această criză sanitară, dar în două perspective. Una, de a-și proteja cetățenii și doi, de a proteja mediul economic. Puțină lume știe că imediat după guvernare, după preluarea guvernării, Partidul Național Liberal a luat măsuri care să elibereze de acele acte normative care puneau o presiune pe economia României, și aici mă refer la eliminarea supraaccizei pe carburant, mă refer la abrogarea dispozițiilor OUG 114 care pune o presiune extraordinară pe sectorul energetic. În plină pandemie, România, la capitolul infrastructură, nu a oprit niciun șantier în acest an. Seniorii au beneficiat de o majorare a punctului de pensie cu 14%, iar în anul 2020, sumele atrase din fonduri europene nerambursabile au fost la cel mai ridicat nivel de la aderarea României în Uniunea Europeană. Cât privește sistemul sanitar, au fost cumpărate medicamente, substanțe dezinfectante, echipamente de protecție a personalului medical și alte materiale necesare combaterii unei pandemii. Guvernul a crescut în permanență și capacitatea de testare. Capacitatea de testare a României a crescut de la 100 de teste pe zi până la 40.000 de teste pe zi. De asemenea, a fost personalul medical, a trebuit stimulat. Știm cu toții și știți și dumneavoastră că într-o primă fază a fost o teamă a tuturor, inclusiv a personalului medical, și el a trebuit stimulat. Pentru acest lucru a fost plătit un stimulent de risc de 162 de milioane de lei. De asemenea, numărul medicilor. Știm cu toții că a fost un deficit și este încă un deficit al numărului medicilor din spitalele din România. A crescut cu 2700 de medici în ultimul an. Nu este moral să speculez politic, electoral, suferința oamenilor, să speculez un astfel de subiect. Deci, stimați mehedințeni, stimați severineni, piețele rămân deschise. Piețele din municipiul Drobeta Turnu Severin, fie că vorbim de piața Mircea, fie că vorbim de piața Sârbilor, funcționează în continuare și severinenii mehedințenii pot să meargă în continuare să-și cumpere produsele de aici. De asemenea, la Orșova, municipiul Orșova, piața funcționează în continuare și orșovenii pot să meargă să-și cumpere produsele ca și până acum. În restul județului Mehedinți, piețele în aer liber funcționează ca și până acum. Tot la capitolul reușit ale guvernului PNL au fost punctate și negocierile derulate de președintele Klaus Iohannis, în urma cărora România a reușit să obțină o finanțare record de 80 de miliarde de euro în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene.